Revoluția de la 1848-1849, mișcare sincronă cu Revoluția Europeană. Revoluția generală fu ocazia, iar nu cauza Revoluției Române. Cauza ei se pierde în zilele veacurilor. Uneltitorii ei sunt 18 veacuri de trudă, suferință și lucrare a poporului român asupra lui însuși. Acest citat din Nicolae Bălcescu rezumă foarte bine semnificația Revoluției Române de la 1848. La adunarea românilor aflați la Paris, convocată de Nicolae Bălcescu la locuința sa, revoluționarii moldoveni nu au fost de acord ca revoluția să pornească din țara românească și să se extindă apoi și în Moldova, ci au cerut ca mișcarea să fie simultană. Legătura cu revoluționarii transilvăneni s-a realizat ulterior. Românii transilvăneni și bănățeni au fost surprinși de evoluții fără lideri care să-și asume conducerea și fără un program clar conturat. În primul rând, a trebuit să reacționeze față de programul ungurilor, care își propuneau refacerea coroanei Sfântului Ștefan. Atunci s-a ridicat o generație de tineri intelectuali în frunte cu Simion Bărnuțiu. Dimitrie Brătianu a fost prezent la adunarea de la Blaj ca reprezentant al Comitetului Revoluționar Muntean. Până la urmă, primii care s-au ridicat la luptă au fost moldovenii. În redactarea programului, rolul principal l-a avut Vasile Alexandri. Mihai Sturza a declanșat represiunea. Au urmat transilvănenii. Aici autoritățile au căutat să împiedice adunarea românilor la Blaj. Sătenii din Băia declarau: de n-or frige, de n-or fierbe, de am ști că n-om potopi cu toții acolo, tot om merge pe ziua pusă la Blaj cu satul. Discursul lui Simion Bărnuțiu în catedrala din Blaj a reprezentat un moment de cotitură în mișcarea națională română din Transilvania. A doua zi, pe Câmpia Libertății, s-a jurat credință împăratului, patriei și națiunii române. Proclamația de la Izlaz marchează debutul revoluției în țara românească. Peste două zile izbucnea revoluția și la București. Eliberarea și împroprietărirea țăranilor au fost cerințe comune ale tuturor programelor revoluționare românești de la 1848. Din păcate, nu s-a reușit punerea lor în practică. S-au desființat însă rangurile boierești, robia țiganilor și s-au instituit steagul tricolor și garda națională. La Cernăuți, Mihail Cogălnicianu a redactat Dorințele Partidei Naționale în Moldova, în care unirea Moldovei cu țara românească era considerată cheia bolții fără care s-ar prăbuși tot edificiul național. În Transilvania, ungurii insistau să unească Transilvania cu Ungaria și refuzaseră să accepte doleanțele românilor. Românii s-au organizat militar și au opus rezistența armată tentativelor pestei de a-i supune. Eforturile lui Bălcescu de a negocia o înțelegere cu Coșut nu au mai putut împiedica înăbușirea revoluțiilor ungară și română de Rusia și armata imperială austriacă. Același sfârșit l-a avut și revoluția din țara românească sub săbile ruse și otomane. La 1848, încercările făcute de români pentru a câștiga sprijinul marilor puteri nu au avut succes. Nu reușeau încă să le convingă că o Românie unită era o soluție în zonă. Revoluția de la 1848 a fost prima mișcare a tuturor românilor de a reconecta teritoriile pe care le locuiau deplin și fără vreo altă mediere la mersul civilizației europene. Eu aleg România vă prezintă și mâine un nou episod din istoria românilor în 100 de momente esențiale. Toate filmele din cadrul proiectului le găsiți și pe site-ul eualegromânia.ro sau pe canalul de YouTube al campaniei.